Cu excepția Tatălui, nimeni nu știe ziua și ora când se vor întâmpla aceste lucruri. Nici îngerii și nici chiar Fiul. Va fi ceva asemănător cu zilele în care trăia Noe, în perioada premergătoare potopului. Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau. Până când a intrat Noe în corabie. N-au știut nimic din tot ce urma să se întâmple, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, prin surprindere. Ceva asemănător se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Atunci, dintre doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Dintre două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Vegheați permanent, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Traducerea BVA. Iar în Marcu 13:37, Marcu 13:37, citim. Tot din traducerea BVA. Avertizarea adresată vouă este valabilă pentru toți ceilalți. Fiți vigilenți. Vegheați. Am ales acest text pentru că este un text pentru vremurile pe care le trăim. Dar este și un text al tuturor vremurilor de la Hristos încoace. De asemenea, acest text ne mai arată și următorul și minunatul mare eveniment care va fi pentru biserică. Răpirea bisericii sau fericita noastră nădejde este a doua cea mai importantă zi pentru biserică. Prima zi, cea mai importantă, fiind cea de la Rusal. Iar în această zi, Domnul nostru, Iisus Hristos, va veni și își va lua biserica. Și vom pleca cu toți de pe pământ. Dincolo de noi. Aceasta este fericita noastră nădejde. Nu avem nădejde că noi, cei tineri, ne vom vedea nepoții. Nu avem nădejde că vom ieși la pensie. Nu avem nădejde că ne vom construi o casă. Nu avem nădejde că va fi mai bine în țară. Speranța și nădejdea noastră, trăirea noastră, viitorul nostru, nu trebuie să aibă a face cu nimic de pe pământul acesta. În curând, astăzi, mâine, chiar la noapte sau peste o lună, tot ce este pe acest pământ va avea sfârșit. Oamenii nu-și dau seama mulți dintre ei că trăim zilele sfârșitului. Poate și dintre noi sunt care nu-și dau seama. Biserica va fi răpită înainte din cazul cel mare. Domnul Iisus Hristos nu va lăsa ca bisericii să-i se pună cipul răpit pe mână sau pe frunte. Nici nu va lăsa ca aici pe pământ unde va fi ceasul manifestării demonicului, a răului total în timpul celor 7 ani de necaz cel mare. Unde și când Satan va fi liber să facă tot ce va voi, ca biserica să se afle și ea în mijlocul întunericului spiritual, moral și din orice punct de vedere. Tot ce vedem astăzi la știri, găsim în Biblie. Faptul că sunt uragane, tornade, tsunami, tremure, răscoale, tulburări, războaie, inundații. Toate astea le găsim în Biblie. Răpirea bisericii se poate întâmpla oricând, în orice moment. Și în această zi, și această zi nu ne poate găsi pe mine și pe tine oricum. Trebuie ca noi să fim gata pentru ziua răpirii bisericii. Amin. Să citim Matei 12:43.
Și când vine Matei 12:43. Și când vine, o găsește goală, înăturată și împodobită. Aici, normal, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre omul eliberat. Dar eu am asociat cu acest mesaj. Cum ne va găsi pe noi Iisus Hristos, mirele nostru, atunci când va veni să-și răpească biserica? Te-ai gândit că acel cuvânt atunci, ca și cuvânt folosit pentru răpire, adică, spre exemplu, atunci când va fi răpirea, poate fi înlocuit cu cuvântul acum? Adică, spre exemplu, acum când răpirea vine. Am vorbit că cuvântul atunci poate fi înlocuit cu cuvântul acum. Asta folosindu-le în contextul răpirii. Și asta în baza doctrinei iminenței. Ce este această doctrină a iminenței? Este doctrina cu privire la momentul răpirii bisericii și care susține că răpirea bisericii este iminentă. Adică se poate întâmpla în orice moment. Asta având bază biblică când ne spune că nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul, ci numai Tatăl Dumnezeu știe. Ceea ce rezultă că se poate întâmpla în orice clipă. Iisus Hristos, Domnul nostru, mirele bisericii, vine după o biserică goală, măturată și împodobită, după o biserică umplută, măturată și împotrivită. O să vedem ce spune Biblia cu privire la asta. Dar mai întâi să vedem cum va arăta biserica în toată gloria ce i-o va da Dumnezeu după finalul a toate ce se vor întâmpla în lumea aceasta. Adică după distrugerea pământului și cerului. Apocalipsa 21:2. Și am văzut din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Asta este ce știm despre cum va arăta biserica în final. Dar să vedem, Domnul Iisus Hristos vine după o biserică umplută, măturată și împodobită. Să citim din Matei 25, versetele 4 și 10. Matei 25, versetele 4 și 10. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Iar în versetul 10, pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă, și s-a încuiat ușa. Acum haideți să deschidem în Efeseni 5:25-27 și să citim de acolo. Efeseni 5:25-27. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. În toate aceste versete am văzut că Iisus Hristos, Domnul nostru, vine după o biserică umplută, adică o biserică gata de venirea Lui. Încă ceva.
Biserica după care va veni Hristos va fi măturată, adică curată și împodobită. Biblia ne spune că nu fecioarele care aveau ulei în candele, dar li s-a terminat, au fost răpite, ci cele care aveau candelele umplute tot timpul. Acele fecioare au fost răpite. Acum dăm voie să te întreb, cu cel mai mare respect, te joci tu cu mântuirea ta? Eu, Cătălin, nu pot spune nici unui om și nu am voie și niciun drept să spun vreunui om. Știi? Totuși, dacă rămâi pe pământ, în urma răpirii, totuși poți fi mântuit. Eu nu am dreptul să spun asta și dacă am spus cuiva, asta îmi cer iertare. Un creștin, dacă nu este umplut și reumplut, din nou și din nou și din nou, cu Duhul Sfânt, va începe să se golească, iar dacă se va goli, va fi umplut de altceva. Un creștin trebuie să fie umplut de Duhul Sfânt. Dacă nu, păcatul va umple tot ce-i gol în el. În Efeseni 5 cu 18 citim. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Destrăbălarea este păcat. Dar ai să-mi spui, poate, dar eu nu beau băuturi. Dar poate te uiți la telenovele, unde arată cum o femeie își înșeală bărbatul. Asta chiar dacă nu sunt imagini obscene. Altcineva se răzbună printr-o crimă. Poate vezi violență. Imagini obscene, divorțul, concubinajul. Sau la emisiunea Schimb de Mame. Dar ai să-mi spui. Dar eu nu fac faptele astea. Așa e, nu le faci. Dar cât vezi acel film, trăiești o minciună. Pentru că nu este real. Îți place ce vezi acolo, pentru că altfel nu te-ai uita. Și prin faptul că privești acolo, ce este acolo. Astea toate sunt păcate. Dați-mi voie să vă spun, noi dacă nu suntem umpluți de Duhul lui Dumnezeu, noi dacă nu suntem umpluți de Duhul lui Dumnezeu, vom fi umpluți de altceva. În ce și cu ce îți petrești cel mai mult timpul, de aceea ești umplut. Asta dacă nu cauți zilnic să citești cuvântul, să te rogi, să meditezi la cuvânt, să te închin lui Dumnezeu, să lauzi pe Dumnezeu. Orice am face, eu și fiecare din noi, a rămâne goliți pe jumătate, noi nu putem păstra această stare. Iar mai devreme sau mai târziu vom fi plini de păcat. Poate nu total, dar aproape în întregime. Nu putem niciunul din noi să slujim la doi stăpâni și nici nu putem purta două juguri. Dar nici fără niciun jug nu putem fi. Trebuie să umblăm cu Hristos, să luăm jugul Lui. Trebuie să fim plini de Duhul Sfânt când vine să-și răpească biserica. Nu poți spune sau gândi în sinea ta că mai este timp pentru asta. Deoarece răpirea poate fi chiar acum, aici unde ne aflăm. Haideți să ne gândim. Suntem gata. Așa ar trebui să gândim tot timpul. Adu-ți aminte de doctrina iminenței, care se aplică la răpirea bisericii și înseamnă în orice moment, în orice clipă, oricând. În ziua răpirii bisericii va fi o mare despărțire.
Nimic nu va mai fi nu va fi mai dureros decât să vezi că ai rămas jos. Că ți-au plecat cei dragi, mama, tata, fratele, sora, fiul, fiica. Și tu ai rămas jos pe pământ. În ziua răpirii bisericii va fi durere mare, jale mare. În ziua răpirii bisericii va fi și o mare decepție. În Matei 25:6 ne spune că strigătul pentru biserică să se trezească vine din exterior, în care Dumnezeu vorbește fecioarelor, iar acest strigăt sunt evenimentele de afară, care ne spun deșteptare. Această decepție care va fi în ziua răpirii bisericii este pentru cei ce nu i-a interesat să fie gata pentru acest moment. Adică să fie umplut cu Duhul Sfânt. Să crezi că Dumnezeu îi răpește pe toți. Să crezi că Dumnezeu nu mai iartă și vindecă. Nu putem gândi, lasă că Dumnezeu este bun și ne duce pe toți cât vrem în cer. Aceasta va fi și o zi a decepțiilor, atunci când răpirea bisericii va fi. Dumnezeu este și drept, judecător, se și mânie și se și răzbună. De Dumnezeu nu își bate nimeni joc. Vreau să vă spun o întâmplare adevărată. O mamă creștină s-a rugat mereu pentru fiica ei. Și spunea, Doamne, nu o lăsa că merge la discotecă în fiecare seară. Nu o lăsa să se piardă, Doamne. Deși crescuse în biserică, devenise o fată rea. Într-o seară, patru băieți veniseră să o ducă la discotecă. Mama ei plângea. A ieșit până în fața străzii. Copiii aceia aveau sticlele de băutură în mână. Ei credeau că lumea e a lor. La care mama a zis, Dumnezeu să călătorească cu tine, fiica mea. La care fata s-a întors și a spus, Mamă, numai dacă Dumnezeu călătorește eventual în portbagaj, că aici în mașină nu mai este loc pentru el. Două ore mai târziu, pe autostradă, un accident îngrozitor. O mașină ruptă și distrusă complet. 5 morți. Fata ei și cei 4 băieți erau băuți. Șoferul n-a rezistat multă vreme. Dar ce a remarcat poliția și au rămas stupefiați era că partea din spate a mașinii, portbagajul, era intact. Și ce a fost cel mai important, că înăuntru era un cofrag cu ouă și niciun ou nu era spart din cofragul acela. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu călătorește și în portbagajurile mașinilor noastre. De Dumnezeu nu își poate nimeni joc. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim pentru a nu trăi ziua acestei mari decepții. În ziua răpirii bisericii va fi o zi și a marii descoperiri. În 1 Ioan 3:2 citim. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Aleluia! Atunci vom descoperi cine suntem cu adevărat.
atunci îl vom vedea față în față pe Dumnezeu și nu vom muri. Vom vedea slava măreață a lui Dumnezeu. Amin.